Ci bine v-am găsit, o să facem un joc, o să continuăm cu Extrem Urban Racing, pentru că n-am mai făcut de mult și m-am gândit să încep iarăși și o să fac foarte multe videouri, să ajungem ca Adrian Adrian, că înainte am postat o promovare pentru el. Mașina asta e făcută roz, așa m-a închis, dar... O să-i schimbăm culori. Și dacă vreți nume pentru canaluri, să-mi scrieți în comentarii, să vă abonați și alte lucruri. Să dați like, să zic așa. Și prima oară vreau să mă ducem să ne schimbăm culori. Este bine făcut. Macă frâna de mână și uitați-vă. Deci uitați-vă, nu pune. No, care mai tare, care mai tare? Hai mă, că dacă nu stăteam așa un an întreg, că ăla nu se dădea că e prost. Nu, da. Vedeți cum poate mașina. Aveți zona de autostradă în jocul ăsta, aveți... Asta e că vă face ceva și trebuie să mergeți foarte tare aici. Aveți zona de autostradă, aveți zona off-road și zona... Să faci negru cu roșu. O las negru, dar trebuie să primim un videoclip. Deci sper că nu vă supărați de 30 de secunde. Și mă enervează că mult chestia asta. Așa că o să pun pe pauză. Gata, am în sfârșit. Dacă vreți să instalați și voi jocul, o să îl pun în descriere, sper să nu uit. Am făcut o neagră. Haideți să vă prezint ăsta din nou pentru cei care nu știu mă după cum trebuie. Așa, pentru cei care nu știu jocul, o să... Ops. O să mergem în zona off-road. Are două zone orașul ăsta. Vedeți și pe chestia aia vă puteți după la mașină, o să conduc. O să fac mintea de camera aia. Wow, dar din asta nu se conduc. Brânga dreapta, brânga dreapta. Așa, am făcut în camera pe asta. Pe asta. Aprezi, aprezi, aprezi. Și dacă țineți foarte mult apăsat pe frâna aia de picior, pe frână, să zic așa, vă duceți în spate. Așa, vedeți? Țin pe aia. Hai, du-te, du-te, du-te. Vreți să vă arăt ceva foarte interesant. Oh my god, ce conducător prost. Mașina se prinde 200 la oră, nu vă puteți schimba și să desfica zona asta, așa facem drifting și o să mergem pe autostradă. Hai! Nu știu, alunecă că se prinde 200 la oră. Haide-ți în spatele, mai în față, mai în dreapta. După cum știți, se apropie vacanța. Stai, oprește-te. Dă-te. Cred că pe aici mă uita. Se apropie vacanța. Am zis că pe aici strade. Și o să vă anunț atunci când plec și eu din țară, ca să nu știți sau dacă am renunțat. Dacă e să renunț, o să vă anunț. Am făcut o rimă. Și după cum știți, adus in și ne numără, ne pune un videoclip. Și asta mă enervează foarte tare. Măcar punem pe sonor și o să prins din nou camera. Am terminat.
Așa și să... Și cam este eu cu ea cu 200. Dar acum de ce nu mai prinde 200? În fine, avem industrial, off-road și city. Nu fi la rămas de city. Că ăsta e primul și acolo ne spawnează. Oprește-te. Mi-e îmi place să mă mut foarte mult în camera asta. Ca să... Să... Văd. Ucile l-au venit pe contrasens. Vedeți, aici este zona... Eu numesc zona veche în care o să intrăm prin tunelul ăsta. Oi, tataie! Vedeți ce am intrat pe aici? Pe aici am venit pe autostradă. Deci frâna de mână. Eu zic să nu folosiți prea mult, pentru că aia va ajuta doar să stați pe loc. Deci mergem pe off-road. Mai este o parte ca o pădure în partea asta de off-road cu 40. De ce ați vedeți voi cum merge cu 40 la oră? De-a făcut 20, că a fost înțeles cu 20. Mașina asta nu poate sta la 20 și nu se face imaginea pentru că nu mai am prea mult de baterie și sper că vedeți. Du-te în apă, băi! Așa vom rămâne, se pare că blocați într-un. De așa că dacă ar fi pe tracțiune, poate nu s-ar întâmpla chestia de aia, de ce nu? Așa e. În fine, cam atât cu acest episod. Sper să vă abonați, să dați like-uri, să vizionați videoclipurile noastre. Spuneți-le și prietenilor și pa!